La ora actuală, noi am demarat negocierile noului contract colectiv de muncă. Nu am ajuns la o înțelegere cu ei. Ei au cerut cât au cerut, n-au justificat nimic în documente sau să vină să spună, doamne, cerem 20% sau 15% sau 10%, da? Avem, toate că noi ne-am pus la discuție situația financiară a companiei. Ne-au ieșit și ne-am oferit, doamne, uite, asta este ce poate oferi compania la ora actuală. Care a fost oferta dumneavoastră? Oferta noastră a fost, ultima discuție care am avut-o și ei au fost nemulțumiți, creșterea tichetului de masă de la 15 la 20 de lei, majorarea fondului de salarii cu 5%, da? Și tichetele de vacanță de la 1250 la 1350 de lei. Și ei au refuzat. La ora actuală, bugetul companiei, asta poate susține pentru munca vie din companie. Legat de condiții de muncă, ce ați putea face? Legat de condiții de muncă, încercăm să le asigurăm condiții de muncă cât mai bune. Trebuie să vină și în sprijinul ăsta și să își facă treaba, cum vine vorba, la locul de muncă. Ieri chiar am fost în teren și din păcate am constatat că unele chestiuni nu sunt chiar așa cum le prezintă liderii de sindicat. Cât la sută din angajații companiei, din cei 530 de angajați a companiei, se ocupă în mod direct de remedierea avariilor? 2%? 3%? Asta mă spune. Aceștia sunt oameni care, da, putem să spunem cu adevărat că oamenii aceștia cerem un volum mare de muncă pentru ei. Și de care ar trebui să avem grijă. Aceștia sunt cei care rezolvă avarii. 2-3% din 530. Ce salarii au acești oameni? Undeva la 2.600 de lei iau net un... Plus la care se adaugă ore suplimentare. Plătite. Pentru intervențiile care le fac. În afara programului. Bun, atunci. Noi înțelegem că nemulțumirile sunt mari. Nivelul salarial poate nu este cel mulțumitor la momentul actual. La ceea ce produce compania prin ei și împreună cu noi. Și compania trece în aceeași situație, să știți. Atât ne permite. Acesta este bugetul. Bugetul a fost pus pe masă, pe prim. Și am fost întrebat. Vreți să investim pe termen mediu și lung, să reducem pierderile, banii automat se vor întoarce ca urmare a investițiilor, automat în câțiva ani vom fi sustenabili în ceea ce facem, sau vreți să mărim astăzi salariile și în decembrie să închidem compania de apă? Asta este întrebarea. Mergem în investiții, ne vin bani în ceea ce investim, pentru că cu toții știm că compania de apă, dacă nu investești, nu ai unde să ai profit, pe termen lung, nu faci decât să te închizi. Acesta este managementul actual și gândirea actuală. Bun, ce faceți cu nemulțumirile oamenilor? Cum investiți? Cum a spus domnul? Noi am propus în adițional actul, la contractul actual de muncă, da? Am spus în următoare. Dăm ceea ce plătim la anul acest moment și continuăm cu negocierea contractului. Nu închidem negocierea contractului. Grilă ce urmează tot. Și era ceva ce le venea în acest moment oamenilor. Primeau mâine banii aceștia. Și continuăm cu negocierea și vedem unde ajungem la final.